Anul fie cu belșugtă-i Domnului, Doamne, pentru brazda de suflut, dă-i Domnului, Doamne. La mulți ani cu sănătate, dă-i Domnului, Doamne, să vă dea Domnul de toate, dă-i Domnului. Dragi prieteni, înțeleptul Solomon, în capitolul 3 din Cartea Eclesiastului, ne spune că fiecare lucru de sub soare își are timpul și vremea sa. Vremea este să te naști, vremea este să mori, vremea este să râzi, vremea este să plângi, vremea este să sădești, vremea este să smulgi ceea ce ai sădit. Așadar, fiecare lucru își are timpul, ceasul și vremea sa. Inclusiv omul creat de Dumnezeu își are timpul și vremea sa sub soare. Dragi prieteni, noi în fiecare zi vedem data în care ne aflăm înscrisă pe ecranul computerului sau pe ecranul telefonului mobil, poate că trebuie să o scriem noi înșine pe unele acte oficiale și vedem că în fiecare zi data se schimbă, pentru că, așa cum vă spuneam, omul este supus timpului care trece. Poate că nici o altă zi din cursul anului bisericesc sau din cursul anului calendaristic nu ne aduce aminte mai mult decât această zi, ziua de anul nou, că timpul trece. Totuși, înțeleptul pe care l-am pomenit, înțeleptul Vechiului Testament, Solomon, în aceeași carte spune că Dumnezeu a făcut cu omul un lucru minunat. A pus în el sentimentul eternității sau gândul veșniciei, deși omul trăiește într-o lume în care toate lucrurile își au timpul și ceasul și vremea lor, totuși omul poartă în sufletul său un lucru minunat, gândul sau sentimentul eternității, care îl ajută să se raporteze la cel care l-a adus la ființă, la viață sau la existență, care îl ajută să-i dea vieții sale un sens și finalitate fericită. Dragi prieteni, cred că prima zi a anului este ziua pe care ar trebui să o dedicăm mulțumirii. De fapt, trecerea dintre ani este marcată cu o slujbă de Tedeum în care ne adunăm la biserică ca să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru binefacerile pe care le-am primit în cursul anului care a trecut și ca să-L rugăm să ne ajute, să ne asiste, să ne binecuvinteze cu harul său bogat în anul care tocmai a început. Domnul Dumnezeu a lăsat lucrul acesta și așteaptă de la om mulțumirea sau exprimarea aceasta a gratitudinii, a mulțumirii. De unde știm lucrul acesta? Știm din Sfânta Evanghelie. La un moment dat, Iisus a vindecat 10 leproși de o boală cumplită, de lepră, o boală foarte contagioasă. Și i-a trimis să se arate preoților. În timpul în care cei 10 mergeau să se arate preoților, unul dintre ei a constatat că s-a vindecat și a socotit oportun să se întoarcă la binefăcătorul său, să se întoarcă la Mântuitorul Hristos ca să-i mulțumească. Și Iisus l-a întrebat, nu 10 s-au vindecat, ceilalți 9 unde sunt? Un semn limpede că Dumnezeu așteaptă să ne întoarcem la El cu mulțumirea. În Vechiul Testament, atunci când poporul Israel a devenit sedentar, a primit de la Domnul Dumnezeu porunca aceasta de a-i mulțumi lui Dumnezeu. Astfel că evreii, după intrarea în pământul făgăduinței, atunci când își colegeau recolta, primul snop de grâu sau de orz îl duceau la Sfântul Locaș și acolo rosteau o rugăciune de mulțumire, în care ziceau așa, citez, tatăl meu a fost un arameu pribeac. Ne-am strămutat în Egipt și de acolo Dumnezeu ne-a scos cu mână tare și cu braț înalt și ne-a adus în țara aceasta în care curge lapte și miere. Și acum am venit cu primul snop de grâu sau primul snop de orz ca să-i mulțumesc lui Dumnezeu că datorită lui am ajuns aici. Acesta este sentimentul gratitudinii și al mulțumirii pe care Dumnezeu îl așteaptă de la noi. De fapt, Sfânta Liturghie, Euharistia, chiar asta înseamnă adunarea celor credincioși, Sfânta Biserică, adunarea oamenilor care cred în numele lui Iisus Hristos și care se adună duminica și în sărbători și peste săptămână să-i spună mulțumesc lui Dumnezeu. Dragi prieteni, mulțumirea este un sentiment nobil pe care trebuie să-l exprimăm nu numai față de Dumnezeu, ci și față de părinții noștri, față de semenii noștri, față de apropiații noștri și față de toți oamenii care trăiesc în jurul nostru și lângă care trăim și noi. Pentru că trebuie să recunoaștem cercetările pe care Dumnezeu le-a făcut în viața noastră, binefacerile Lui.
Ierusalimul către sfârșitul activității Mântuitorului a fost mustrat aspru de Domnul Hristos prin cuvintele: Ierusalime, Ierusalime, cum nu am vrut să vă adun cum își adună pasărea pui sub aripi, dar n-ați voit, iată casa vi se lasă pustie. Căci vor veni zile când dușmanii tăi vor săpa șanță în jurul tău, te vor împresura din toate părțile și una cu pământul te vor face. Și zice Mântuitorul, de ce se vor întâmpla lucrurile acestea? Pentru că n-ai cunoscut ziua cercetării tale, pentru că n-ai fost în stare să-ți dai seama că Dumnezeu însuși te-a cercetat. Așa că, iubiți credincioși și dragi ascultători și privitori, sentimentul acesta al mulțumirii nu trebuie să lipsească de pe buzele noastre, din inima noastră. Mulțumirea trebuie totuși să fie profundă, să nu fie numai de suprafață, numai cu buzele, ci din adâncul inimii. Așa îi se cerea și evreului pios în Vechiul Testament și așa și cere și Mântuitorul Hristos, ca mulțumirea noastră să fie din profunzimile inimilor noastre, să iasă din profunzimile inimilor noastre. Dragi prieteni, este vremea mulțumirii, este vremea pocăinții, timpul pocăinței. În capitolul 4 din Evanghelia după Luca, se spune că Dumnezeu s-a dus într-o zi de sabat, într-o zi de sâmbătă, între conaționalii săi, lângă care a crescut, la Nazaret, și a intrat în sinagogă și i s-a dat să citească cartea profetului Isaia. Domnul a citit acel text: Duhul Domnului este peste mine, că m-a uns să binevestesc săracilor, să-i vindec pe cei cu inima zdrobită, și auziți, să vestesc anul milostivirii Domnului, sau anul bineplăcut Domnului. Anul bineplăcut Domnului, să știți, dragi prieteni, era anul jubileu, anul în care se întâmplau lucruri interesante în Israel. Sclavii, cei care aveau datorii, erau eliberați de acele datorii sau erau eliberați din sclavie și pentru aceasta ei se simțeau datori să-i mulțumească lui Dumnezeu. Ei bine, anul bineplăcut Domnului pe care Iisus l-a vestit sau l-a anunțat în sinagoga din Nazaret este timpul mântuirii, este metaforă a erei mesianice sau a timpului mesianic, timp pe care Dumnezeu ni-l oferă nouă tuturor să ne îngrijim de mântuirea sufletului, de mântuirea sufletului nostru, să ne îngrijim să-i dăm vieții noastre finalitate fericită. Dragi prieteni, am spus, este timpul mulțumirii, timpul pocăinței, timpul să rodim, timpul acesta pe care Dumnezeu ni l-a deschis începând din această noapte, în fața ochilor noștri este posibilitatea aceasta sau o nouă posibilitate de a rodi, de a aduce Domnului viață curată, bine plăcută. La un moment dat, Mântuitorul Hristos spune în Evanghelie că un om a sădit un smochin și a așteptat din partea lui, pentru că l-a îngrijit cu foarte multă atenție, cu foarte multă grijă, i-a dedicat mult timp, multă atenție. Aștepta de la roade și a așteptat un an și a așteptat doi și a așteptat trei și smochinul nu a rodit. Și atunci stăpânul a zis, eu îl tai, pentru că ține umbră pământului degeaba. Și au venit slugile și i-au spus, stăpâne, mai lasă și anul acesta. Aceasta este șansa noastră, iubiți credincioși, iubiți ascultători, dragi privitori, șansa noastră de a-i oferi Domnului pocăința noastră, viața noastră, viața noastră curată. Să știți că există în lirica norvegiană un text foarte interesant cu care aș dori să închei scurtul meu gând cu ocazia aceasta anului nou. Se spune așa, învață de la apă să ai statornic drum, învață de la flăcări că toate-s numai scrum, învață de la umbră să taci și să veghezi, învață de la stâncă cum neclinti să crezi, învață de la piatră cât trebuie să spui, învață de la vântul ce adie pe poteci cum trebuie prin lume de liniștit să treci, învață de la vierme că nimeni nu-i uitat, învață de la nufăr să fii mereu curat, învață de la flăcări ce avem de ars în noi, învață de la ape să nu dai înapoi, învață de la stâncă să înduri furtuna grea, învață de la soare ca vremea să-ți cunoști, învață de la greier când singur ești să cânți, învață de la vulturi când umerii ți-s grei și du-te la furnică să vezi povara ei. Învață de la floare să fii gingaș ca ea, învață de la mamă să ai blândețea sa, învață de la păsări să fii mai mult în zbor, învață de la toate că totul e trecător. Ia seama, fiul al jertfei, prin lumea în care treci, să înveți din tot ce piere ca să trăiești în veci. La toți cei ce în seara sfântă ați privit colindătorul,
pe Domnul Iisus Hristos. Vă dorim prin Cel de Sus, la mulți ani cu bucurie, puși în slujba lui Iisus.